Salutare oameni buni, eu sunt Tudor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Survival Games. Astăzi jucăm pe un server englez pe care nu sunt hacker pentru că pe serverele românești toate, deci pe toate serverele sunt hackeri, așa mă nervează, deci încerc și filmez la 10 oară, am chiar câștigat, deci chiar am câștigat. Ok, tipici ordez bine aici. Mi-am cumpărat, am avut bani și mi-am cumpărat o sabie cât de destul de decentă și un măr de aur, din greșeală mi l-am cumpărat, dar să fie binevenit, oricum nu mi-l cumpăram, dar oricum punctele nu mă prea interesează, e serverul englez, nu prea intru eu pe el, e prima dată când intru în anul 2016. Oh my god, aici începe ruta mea. Ruta mea e în toate... What? Ok. Trebuie să mai fie pe aici chesturi. Ok, urcăm și la etaj. Unde ca de obicei nu găsim chesturi. Sunt multe chesturi goale pentru ca să nu intri cu hack. Adică dacă intri cu hack, apeși X, îți apar toate chesturile în față. Dar jumătate din ele sunt goale. E foarte ok, mie îmi place chestia asta. Și dacă te bați cu unul și dai combo ca prostul și ești obsedat de Minecraft și nu știu ce, uitați, astea jumătate din ele sunt goale, fac pariu. Bun. Nu știu ce exact ce plugin au ăștia. Oh my... Oh. Bun. Deci, dacă dai combo-uri prea tari, îți apare că se teleportează un admin la tine, deși nu se teleportează un admin la tine. Habar n-am cum mi-a luat knockback acolo. Nu se teleportează niciun admin la tine, doar te avertizează să nu ai hack și nu știu ce. Ca și cum s-ar teleporta, știți? Doar apare un skin în spatele tău. Dai tu poison, mă? Oh, și ai... Oh, hai de aici începe, fraților, cariera noastră. De ce am mâncat chestia aia când am eu? Oh, merge. Bun. Așa începem noi un meci de Survival Games. Normal. Să vrem, poate mai găsim ceva chestii pe aici. Nu. Tipul ăla chiar credea că o să mă bată pe mine cu porcăriile lui. În fine. Cam naiv tip, da, în fine. Îmi place de englez, chiar nu intră cu hack. Adică cred că e american serverul. Ok. Începem bine runda, dar nu știu dacă o să sfârșim cu win, că pentru că asta vreau să sfârșim cu win. Și sincer, e foarte greu să câștigi aici. Mi-am băut chestia, mai am o supă, doar... Am câștigat o tură, eram full diamond. Trebuie să ajungi full diamond în deathmatch. Dacă nu, ai puține șanse să câștigi. Trebuie să le prinzi combo nebun tipilor. La câte blocuri ăsta de mine? Ok, hai bă, hai, nu fugi, stai tot este... Păi stai bă, bine mă, boss, unde ți-i găleat acolo? Mă duc să mă ascund. Sănătate instantă. Și după ce îmi dispare poison, nu-mi iau regi... Pentru că dacă ai armură, cred, sau și dacă nu ai armură... Bun, rămâi cu o inimioară, cu jumătate de inimioară, aparent. Eu știam că cu o inimioară, dar dacă rămâi cu jumătate, ok. Totuna. Mamă, și ce friend drop-uri am avut în meciul ăla și totuși l-am câștigat așa. Combo le-am prins ca prin minune. Să le aruncăm. Uite, avem și de asta. Bă, m-aș bucura dacă aș fi avut o sabie mult mai bunicică, pentru că cu sabie de piatră cam puțin reușesc să fac. Fără sabie de... Ok, am un lapsus acum. Fără sabie de... Oh my god. Fără sabie de iron, vreau să zic, dar nu, îți proști și mai câteodată cuvintele. Foarte greu câștigi, credeți-mă, eu știu cât de greu câștigi fără sabie de iron. Sper să nu pic într-o capcană de aia că nu mai ies. Doar cu perlă și uite că mai am ce mânca. Sunt și trolluri pe mape, ce să spun, e un server și... Bă, deci, dacă server mai șmecher ca asta, nu cred că există server în România cu așa puțini hackeri. Adică în România pe toate serverele găsești cel puțin un hacker. Asta nu pot lua. Mamă. Pe aici era o grămadă de chesturi mai demult. Dar s-a schimbat mult server de când am mai intrat eu. Mi s-au făcut două șanse că joc ceva survival games pe el. Aparent, în care noastră e pe 0. Dar erau ceva chesturi pe aici. Aha, mai țin eu minte bine. Oh my god. Ne prinde bine ceva mâncărică acum și sau un crafting table. Ori mâncărică, ori crafting table. Asta e nou, nu, e la 150. Hai că poate că reușesc să-l bat, la ce armuram. Știi cum s-aș spune? Astea sunt iteme insane.
apare cum. Cred că chiar râs. Nu știu exact cum le zic tipește la itemele astea. Oh my god. Și se simte puțin de sacadeu pe filmare, probabil, nu știu. Pentru că e al doilea episod de Surviving, în primul l-am pus doar așa la mișto. Ce mai crezi că... Ok, tipul tot vrea să facem timp în continuare, fără să-și dea seama că eu îl bat acum. Și că-și ia bătaie. What? A murit tipul? Sper că a murit. Bun, a murit, avem și sabie de diamond, setup complet, cred. Sabie de diamond, dar în schimb, al Johnny Sligă 7. Nu mă interesează, man, nu mă bag la câte blocuri e ăla. 155 de blocuri, astea le băgăm aici, nu avem nevoie de absolut nimic. Sănătate instantă 2. Arcul power 3, am, uite mere, cum să las eu merele mai aici? După aia nu mai ce mânca, bun. Hai să mergem, bă. Bun, 150 de blocuri. Și nu știu cât de tare se aude vocea mea în momentul ăsta, dar eu am la Adobe Audition, care e pus pe al doilea ecran, pe la 4x3, pe care se vede un format foarte nașpa, pe care filmam înainte, mi-am luat damage puțin. Mi-a pus acolo și tot timpul când vorbesc, trebuie să ajungă la maxim volumul. Oh my god, apă, apă cât vezi cu ochii. E o idee bună să sărim în apă. Opa, am crezut că sar pe lângă. Trebuie tot timpul să ajungă la roșu când vorbesc sau măcar pe galben, pentru că dacă nu mă aud foarte încet și se aude nașpa și dacă vorbesc încet ar trebui boostat, ok? Dacă vorbesc încet ar trebui boostat foarte mult, foarte multă voce cu 14 decibeli. Ok, uită-l mă pe tipul ăla. Hai să trecem podul și noi ca oamenii. Cu 14 decibeli de obicei măresc eu vocea. Dar acum nu o măresc deloc, pentru că m-am hotărât să vorbesc mult mai tare în episoade. Sper că e ok chestia asta, am și frame... ok. Am crezut că pic. Oh my god, iar... Bun, hai să mergem după tipul ăsta, nu mă las până... Bă, dar tu te joci cu mine, mă? Păi nu o să te mai joci când o să mă vezi full diamond fără cască. Las că o vezi tu. Ok. Hai să mergem în partea asta după tip. What? Bă, tipul ăsta o arunca perlă? Bun, în fine, mergem după ăsta, oricine ar fi el, nu-mi pasă, uite săgeți. 28 de blocuri, nu știu, bun. Bă, ăștia cred că fac team. Deci, dacă îi bat pe tipii ăștia doi. Nu mi-am pierdut degenerare, what the hell? Bun, what the hell is going on? Hai mă, tip, bă, bă, bine mă, tu de când te-ai apucat de Minecraft? Acum 2 luni? Bun. Mi se pare o chestie nașpa ca să te apuci de Minecraft și a doua zi ești pe Surviving sau pe un minigame. Ceva foarte... Mă rog. Nu vreau să spun că eu era mai bun ca tipii ăia, dar în orice caz nici chiar așa. Nu ești chiar așa. Bă, și n-aveau mâncare, bă, ăștia doi. Deci am eu o chestie de aia. Bă, bun. N-aveam mâncare, deci... nu am eu mâncare sau nu o văd? O să... Oh my god! Deci, trebuie să mergem să... ce e asta? Sigur am mâncat eu mâncare. Sau nu? Nu cred că aveam, în fine. Hai să mergem să căutăm un crafting table. Probabil este pe aici, probabil mergem să omorâm un player. E prea departe playerul. Așa cred eu că e prea departe și nu o să ajungem la el. Crafting table ceva? Nu. O să ajungem la prea probabil. Hai să ne grăbim. Ok, suntem. Mai caut prin chesturi așa. Ok. Mă duc la player. A, de fapt e mid-ul aici oricum. N-o să fie o problemă. Găsim crafting. Nu știu. Am speed, n-am speed. O să fie cam... Nașpa. E în spawn tipul? Nu că nu e în spawn. Oricum noi mergem în spawn, este o singură cale și tipii ăștia nu știu dacă știu, deci eu să uite, calea asta, e o singură cale ca să intri în mid. Chest will be refill, bla, bla, ceva cu refill scrie acolo. No. Era să pic jos. No, haideți pe mijloc dacă vreți. Vă aștept, bă, dar văd acolo că este crafting table și pot să-mi fac ceva pâine. De câte știu eu. Deci aici este un crafting table. Mă ia valul. Dacă știți cum zic. Bun. 5 pâini sunt binevenite. Bun.
Nu cred că știe nimeni de chestia asta, cum să ajung sus. Sper să nu știe nimeni. Ok, de chestia astea, sigur că nu. Bun. 133 de blocuri. Se dă refill în 10 secunde. N-am vrut să iau jumătatea aia din inimă. Damage. C5, 4, 3, 2, 1. Și să vrem ce ne... What? Ok, a, chesturile, double chesturile, să știți că nu se refilează deloc. Bun. Hai să vedem cine mai pică pe aici. Uite nenea. Bun, n-avem nevoie. N-avem nevoie. Hai mă, chestii mai șmechere cum ar veni. Mai OP. Ok, de astea avem nevoie în caz că rămânem în pană de... Opa, era să cad. Hai să vedem, în 10 secunde ne vine un care package. Încă un care package. Care să ne vine aici, hai. 4, 3, 2, 0, bla bla bla, trebuie să vină un care bun. Care e aici, 5 perle la asta la altul, să vedem ce ne dăm. Ok. 3 mere de aur, incredibil. Deci, celălalt episod pe care l-am câștigat, ce e asta? Nu mi s-a filmat pentru că nu am mai avut destul spațiu. Mai aveam ceva în recycler bin neșters și nu mi s-a filmat pur și simplu. Acum, în schimb, am 35 de giga liber pe un SSD. Pe SSD, da. Pe SSD-ul meu normal. Și sper să-mi ajungă spațiu să putem filma tot meciul. Pentru că o zici ceva de dead match. Domnule, bla bla, nu o zici de dead match. Da, în schimb, mai avem chesturi. Mai avem încă 4 chesturi, sau nu știu, cam ceva în genul ăsta erau pe aici chesturile. Număr de 4, bun. Gol. Gol. Ba nu, ăsta e plin că am pus eu chestii. Bun, hai să ne mai facem ceva mâncare, chiar dacă ne facem la mișto, că n-am ce face. Ok. A, nu. Bă, dar și pe aici se poate. Deci nu-i singurul mod de a urca. Hai să vedem la câte blocuri se află tipii ăștia. Ok. Tipii ăștia la 40 de blocuri, 44, 38, 39, nu mă uit prea mult la busolă. Bă, lua pe tipul ăla și chiar ar fi o țintă ușor de distrus. Ok, man. Hai că nu-s prost, te văd și dacă... Bă, deci tipul nu cred că știe. Tras că ar vrea după mine sau e săgeata mea aia? Așteptăm până în damage, câți, bă, dar nu e per world chestia asta. Game ending in 8 minute. În 8 minute se închide game-ul. Hai să-l număr pe tipul ăsta că poate începe damage-ul. Unde ai plecat, tipule? Dacă nu mai e aici, să fie sănătos, trăiește. Și-o câștiga libertatea înapoi, să spunem. O, bă. Ok. Tipul... Cred că eu n-am auzit de lobby, de compas. Bă, ăsta e în spawn, mă? Oh my god, ce facem noi la tipul ăsta dacă e în spawn? Ce o să-mi faci, tipule? Hai să vedem. Bă, ia fiți atenți ce combo i-am prins. Ok, tipule. M-am prins de tine, ești praf la Minecraft. Și bunica mea e mai bună. Să bat doi acolo de aș se rup, cred. Bănuiesc, nu știu. Glumesc, bunica mi-a dat că întreb ceva de calculator, habar n-are ce e ăla. Dar toți știa ceva Minecraft dacă întrebi, așa că... Ok, parcă se băteau doi acolo. Anunce pe deadmatch-ul, mă, 5 player, cred că la... 4 începe deadmatch-ul. Da, la 4 începe deadmatch-ul. Cred. Regenerare, nu mai am porțiuni. Hai să ne golim tot inventorul. De chestiile care nu ne mai trebuie, asta și asta nu ne mai trebuie. Bun, în rest cam tot asta explodează direct. Oh my god, era să pic. SG 19 nu ne trebuie. Asta e arena mea preferată, probabil o să filmez pe serverul ăsta cel mai mult pe arena asta. Îmi place cel mai tare arena. Ok. Unde stipiește la cât? La 4 blocuri distanță? Hai mă, e la cel puțin 200 de blocuri distanță. Pentru că mi-l scanează greu, playerul. Că suntem mai puțini pe mapă și... Bun. Tipul ăla, cum îl cheamă? Nu știu cum îl cheamă. RW Izo. Ruizo sau nu mai știu, nu știu chiar cum se pronunță numele lui.
hai să facem parkour, cu glumezi, nu o să fac parkour până acolo. Aștept să se mai dea o dată refill. 6 minute eu mai rămas. Probabil o să vedeți că o să vorbesc încet și după aia o să vorbesc chiar și tare. O să încep să vorbesc din ce în ce mai încet, după aia o să încep să vorbesc din ce în ce mai tare. Deoarece v-am spus că trebuie să ajungă chestia aia pe o travă 2, să nu le confund numai. Ba da, da, am 20 de o travă 2. Deoarece chestia aia trebuie să ajungă pe roșu și când nu ajunge pe roșu, mă uit și văd când ajunge pe roșu și atunci vorbesc mai tare. De exemplu, acum se aude pe roșu și acum nu se aude pe roșu, acum e prea încet. Dar acum, deci așa o să trebuiască să vorbesc eu în mod normal, cel puțin pe galben. Eu zic că e ok, ca să nu bag boost, pentru că dacă bag boost, nu se aude numai vocea, se aude și cum respir și mai multe chestii de pe aici, de pe fundal. Se aude scârțitul pixului dacă își face careva tema pe aici, deși nu le dau voie să-și facă temele. Ok. Ok. Chestii trestii, uite încă un care pe cage. Hai să-l spawnăm, să vedem ce ne pică. Bun. Bă, dacă îmi dai ceva unbreaking sau o cască, please. Unbreaking pe platoșă sau o cască. Ok, și astea-s bune pentru deadmatch, oricare-s bune. Haideți, bă, 29 de kill-uri și astăzi am intrat prima dată. Știu că e cam puțin, dar e ok. Bun, deci se sfârșește jocul și dacă nu mă duc după tipul ăla o să mărim toți, bă. Bă, de ce nu m-aș duce eu după el? Dacă mor, mor, dacă nu, nu. Ok, am avut glitch. Dacă mor, Dumnezeu cu mila, nu-mi pasă. Oricum, pot fi de regenerare, o băgăm amu. Poate tipul mă vede, poate are și el chestia de la Optifine. Nu, că undeva pe acolo trebuie să mă duc, deci tipul vine în mijloc, cred. Sper că tipul nu-i stacat, cum am fost eu. Se vede, nu-l văd. Bă, nu-i așa stacat, mă duc pe el. Ok. Tipul știe... nu cred că știe pe ca mine. Pe fustul de mine... Oh, fix Ruiz-o mai... Mersi. Mersi mult, tipule. O să stau aici până mă regenerez full. Nu-mi pasă că dai tu cu arcul în mine, fraiere. Atâta mii de ciudă pe el, că când... Oh my god, oh my god. Acum ce, doamne, să fug mai am... Bun. Acum nu-mi rămâne decât să fug mai împălește ăsta câteva săgeți pe spinare și m-a omorât. Nu știu ce-a fost în capul meu acum, zic, regret. Nu știu ce-a fost în capul meu când... Regenerare, regenerare, bă. Bă, a, era o treabă amândouă. Și am scăzut de regenerare. Ok. Tipul încă mai omorește. Stai, bă, tipule, să mă fac full că vine îți prind un combo și te-ai dus... Se duce el undeva oricum, nu trebuie să zic neapărat unde. Deadmatch-ul starting. Ce? A, deadmatch starting. Cam uitat că-s pe server englez sau american, nu știu. O să vă dau și voi IP-ul dacă promiteți că nu intrați cu hack. Adevărul e că hack-urile sunt foarte dăunătoare. Deci, dacă te apuci de hack și după aia vrei să te apuci de gaming, o să trebuiască să filmezi un episod de altfel ca și mine de 100 de milioane de ori pentru că nu ești bun la PvP. Asta e adevărul. Bine, vă zic că eu așa fac boom-ul. Și acum stăm noi frumos aici. Aciania. Ok. Ce vrei, mă? Ai, bă, ăștia îmi dau target. Ăștia știu că-s YouTuber. Și îmi dau target. Glumesc. Dacă știi cineva că-s YouTuber... Ok. Hai să mergem. Bun. Rect, tipul. Tipul ăsta are... I-am prins combo. Bun, hai să vedem. Oh my god, deci voi vedeți ce combo le-am prins la ăștia. Bun, hai că câștigăm și tura asta. Ok, tu dai în mine, boss. Bine, dă în mine. Bun. Oh my god, oh my god, oh my god. Deci dacă câștig tura, și cel mai boss. Cine m-a pus să-mi pun arcul acolo? Ok. Hai! Yes! Am câștigat cu jumătate de inimă! Ala-i tot! E bun, fraților! Am câștigat prima mapă de Survival Games!
Adică a doua mapă de Solar Games pe acest server. Aoleu, cu jumătate de inimă, bă, vă dați voi seama. Bun, deci ne vedem la un nou episod. Dați like dacă v-a plăcut acest win. Poate vă dați seama din lobby pe ce server joc, nu-mi pasă. Dacă v-a plăcut această rundă mirifică, dați like, dați share să vadă și prietenii voștri. Și noi ne vedem la episodul următor. Pa, pa!